Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint produsele pe care le-am achiziționat de la Minipri și de la Occitan, L'Occitane. Am făcut câteva comenzi la ei și haideți să vedem împreună ce am cumpărat. De la Minipri am cumpărat niște papucei. Eu n-am niciun Minipri în zonă și am putut să comand online. Și uitați-vă, am luat acești papucei de vară, care sunt super, super comozi, adică foarte, foarte lejeri. Și uitați-vă cum are și talpa. Sunt superbi, ce să mai discutăm. Și cred că am dat pe ei 50 de lei. Mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Și sunt foarte comozi. Ideea e că eu am picior un pic lat, așa că mie mi se potrivesc acești papuci. Mi se întâmplă de foarte multe ori ca mărimile pentru piciorul meu să nu corespundă, pentru că nu este foarte strâmt în zona aceasta. Așa că acesta este foarte, foarte ok. Le-am probat, i-am probat și prin casă și mi se pare un preț foarte, foarte bun. Și este și o culoare din aceasta foarte veselă și materialul este foarte moale. Chiar mi se pare foarte, foarte bun. Îi văd utili așa în general, dacă vreți să mergeți prin zonă, nu știu, vreți să mergeți la cumpărături și doar așa să vă încălțați rapid așa, dar de ce nu și la o plimbare prin parc, prin apropierea casei. Nu știu, sunt super, super comozi, adică chiar mi se par foarte, foarte buni aceștia. De la Adams Shoes, v-am zis, de la Minipri. Se poate comanda online, se poate face plata cu cardul sau cash. Apoi, pentru că tot suntem în sezonul sandalelor, mi-am mai cumpărat o pereche de sândăluțe din acestea, stilul acela roman, nu știu dacă știți așa, și mi s-au părut foarte interesante acestea. Nu știu dacă au ceva. Bine, acum, sincer să vă spun, acestea sunt un pic zgâriate, am văzut acum, au niște elemente, dar sincer nu mă deranjează, adică probabil că sunt de la șireturile astea. În rest, sunt ok, adică le văd bine cusute. Nu au mici defecte. Și acestea tot așa au costat 50 de lei și se închid așa. Și sunt super, super comode. Uitați-vă ce cât este de moale această talpă pe interior, dar în același timp este suficient de înalt astfel încât să nu vă doară piciorul. Eu mai am probleme la încălțămintea care este extrem de joasă. Mi se pare că am senzația că merg pe asfalt, așa mi se par de dure unele încălțăminte, unele perechi de încălțăminte. Iar acestea, din contră, nu simți duritatea asfaltului și chiar mi se pare ok și având și această pernuță, acum nu știu cât o să reziste, dar am zis că pentru 50 de lei chiar nu aveam așteptări, dar sincer mi se par peste calitatea care o așteptam. Adică sunt chiar foarte încântată de ele și nu mă așteptam să fie atât de drăguțe. Bun, pentru că eu sunt foarte pasionată de eșarpe și la mine dacă se poate să-mi cumpăr eșarpe este ceva extraordinar. Mi-am cumpărat și această eșarfă care evident că este un poliester el așa după câte văd eu. A, nu! Fiți atente! Este, bineînțeles că din China, 70% viscoză și 30% mătase. Dar uitați-vă cât este simpatică. Uitați-vă cât este de frumoasă. Cu verde, cu portocaliu, cu griul acesta. Este superbă această eșarfă care arată cam așa. Și ce să vă zic, am dat 24 de lei. Adică mi se pare ok ca și preț. Nu este foarte, foarte mare. Cred că are 60 pe 60, cam așa ca și dimensiuni. Pe un dată scrie pe ea ceva. Nu scrie dimensiunea, dar așa mi-aduc eu aminte că era genul ăsta, 60 pe 60 sau 50 pe 50. E micuță, adică nu e din aceeași șal, dar îmi place foarte, foarte mult cum arată și cum se simte la textură și e foarte, foarte frumoasă ca și textură și cum se simte ca material, așa foarte fin, așa, parcă zici că nu vine să-l atingi, foarte frumoasă. Și mi-am luat o eșarfă, dar aici nu prea am fost inspirată, sincer. Adică, aceasta nu-mi place, nu știu, cred că n-am văzut-o bine. Ori mi-au greșit ei comanda și mi-au dat cu totul altceva, pentru că nu mi-aduc aminte să fi cumpărat eșarfă cu pisici.
Adică, nu știu, eu parcă nu mi-aduc aminte să fi cumpărat așa ceva, dar asta e situația. Acum nu știu dacă e aceeași calitate și are aceeași, avem aceeași situație, în sensul că este 30% mătase și 70% cum îi spune, viscoză. Și haideți să vedem cum se simte materialul acesta. Nu o să desfac. Da, se simte la fel ca cealaltă. Materialul are o textură foarte frumoasă, numai că nu prea îmi plac mie primăurile astea așa prea aglomerate de animale. Foarte multe pisicuțe. Bine, mie îmi plac pisicuțele, dar nu așa o aglomerație de pisicuțe, de desene. Eu tot cred că au greșit ceva. O să mă uit să văd dacă într-adevăr eu am greșit, dar, sau chiar ei au trimis ceva bușit, că nu mi-aduc aminte să fi selectat ceva cu animăluțe. Culorile îmi plac, dar v-am zis, aglomerația asta de elemente, na, nu pot să zic că îmi place. Tot la fel ca cealaltă, 24 de lei. Cam aceasta a fost comanda de la Miniprint. Overall sunt încântată, s-au mișcat foarte repede, au trimis repede pachetul, cred că în 2-3 zile am avut de la plată, am avut pachetul. Deci chiar foarte bine, n-am avut probleme cu livrarea și haideți să mergem mai departe cu produsele de la L'Occitane și să vedem ce am cumpărat. Haideți să începem ce am comandat de la L'Occitane. Așa aș putea să spun că n-am fost foarte inspirată, adică am cam dat-o în bară grav. În sensul că mi-am cumpărat mai întâi aceste produse. Și după ce mi-am cumpărat aceste produse, gândindu-mă că este o mare mega ofertă, am făcut selecție și am făcut rapid, să zicem, am comandat rapid și mi-am dat seama mai târziu că n-a fost cea mai inspirată comandă, pentru că, ce să vedeți, nu am fost atentă la cantitatea de produs și mi s-a părut că m-am cam păcălit cu aceste produse pe care le-am cumpărat, în sensul că nu sunt super, super încântată. Așa că pe viitor o să fiu mai atentă când fac comandă, să nu mă grăbesc așa și să am senzația că am prins nu știu ce reducere, că nu e chiar așa. Deci asta a fost o grabă care se spune foarte clar că strică treaba. Și haideți să începem să vă spun exact ce am cumpărat. Deci, în primul rând că am cumpărat această trusă care, într-adevăr, are acest săculeț foarte simpatic și foarte așa atractiv, a costat 50 de lei și haideți să vedeți. Deci uitați-vă cât este săculețul ăsta de frumos și într-adevăr pânzica aceasta. Și haideți să ne ducem să vedem. Avem aici niște produse într-un mini size, extrem de mini size, adică nu mă așteptam să fie atât de micuțe. Deci, ca să vă zic așa, sunt mai micuțe ca un advent calendar. Acesta are 35 de mililitri. Și acesta, aici, deci aici ce este? Shimmering Lotion, da? Cu flor, Sherry Blossom, cu flori din acelea de cireșe. Da, îmi place genul acesta de loțiune. Nu o să le deschid pentru că nu vreau să le deschid. Cert este că sunt dezamăgită de mărime. Deci dacă puteți să vă dați seama că este exact cât mai mic decât degetul meu de la arătător. Cam așa. Vă dați seama că sunt de micuțe? Deci este... Na, foarte, foarte mici. Sunt drăgălași așa. Mie îmi plac mini size-urile, dar totuși too small, să zic așa. Aici avem un parfumel de flori de Sherry Blossom, aceleași flori de cerise, ceva de genul ăsta, nu știu, că și în franceză și în engleză. Și acesta este o mini sticluță, adică mini sticluță, ce să vă zic, este chiar mini la mini. Și cei de la Avon au o ofertă mai bună ca aceasta. Da, deci m-am cam țepuit cu această comandă, să vă zic sincer, dar îmi place, numai că too much, costă prea mult. Și aici avem un săpun lichid, un bath and shower gel, tot așa cu Sherry Blossom, ăsta cu siguranță miroase bine, dar la fel, tot așa 35 de mililitri. Deci dacă vă dați seama,
acest set, cred că mai degrabă a costat sacoșica asta decât produsele din interior, a costat 50 de lei. Ok, eu știu că sunt scumpe, dar atât de scumpe se par foarte, foarte scumpe. Deci aceasta este prima sacoșică, evident că o să o refolosesc și chiar am produse achiziționate și o să le pun în această sacoșică. Apoi, nu știu de ce aveam eu senzația că am mai multe truse. Da, am mai multe truse și haideți să mergem să vedem. Avem această trusă și anume mai exact trusa aceasta mică, care eu inițial, sincer, am crezut că o să fie o trusă din aceea mare, gen, nu știu, de vreo 4-5 ori mai mare decât se prezintă aici. Uitați-vă cât este de mică această trusă, deci pot să o iau și într-o palmă cât este de mică, dar pe site părea atât de mare încât chiar am crezut că e mai mare. Bineînțeles că n-am fost atentă la detalii, greșeala mea, dar chiar nu m-aș aștepta să fie atât de mică. Și haideți să vedem. Deci această trusă care este, hai să vedem, trusa aceasta cum se numește, Occitan in Romania. Da, 40 de lei costă, deci această trusă de L'Occitane în Romania. Și ce avem aici? Un săpunel, un mini săpunel, care miroase bine, dar zici că e săpun din ăla ceaușist așa, ce să vă zic, săpun din ăla care îl găseai la baie prin hoteluri din astea vechi. Bineînțeles că probabil că nu au diverse ingrediente. Da, săpunul ăsta este mini, nu-mi dau seama cât este cantitatea lui, că nu observ, adică e scris atât de mic, încât am senzația că trebuie să-mi iau o lupă să văd ce scrie pe acest produs. Da, 25 de grame scrie aici în față, dar eu nu am văzut în toată aglomerația asta de... cu unt de shea. Da, apoi ce mai avem? Mai avem aici o cremă, nu o să le desfac pentru că... nu vreau. La fel, 10 ml, tot așa, o cremă. Adică, eu nu știu cine ar putea să dea pe o asemenea cremă, că scrieau că este redus de la 180 de lei, pe bune. Nu, eu nu cred așa ceva. Deci, astea sunt... adică, cine ar putea să dea 180 de lei pe 30 de ml în acestea de cremă? Nu știu, cine ar putea să dea așa ceva. Dar prețul lor a fost 50 de lei, că e această cutie cu... România, în fine, deci na. V-am zis, n-am făcut mare afacere. Deci aici ce avem? Very dry skin, intensive hand balm. Și cu ce o fi ăsta? Să vedem ce o fi cu el. Da, spune că tot așa este cu un deșia, cum am mai zis, iar acesta este cu... cu migdale, deci asta este seria cu migdale, da, deci este, acesta este cu migdale, tot așa, o cremă de mâini, tot de 10 ml, tot de migdale, acesta este o cremă, tot cu unt de shea, văd că toate sunt cu unt de shea, tot așa 10 ml, deci cam aceasta a fost mirifica cutie. Cred că cutia asta doar poate fi folosită la niște bijuterii sau niște nasturi, că altceva nu pot să-mi dau seama cum poate fi valorificată. E drăguță, dar totuși too small, să zic așa. Apoi, mergem mai departe cu ce mai avem aici. Bun, mai avem aici așa. Această cutie, sau mă rog, acest săculeț, care spune că are așa, cremă de mâini Sherry Blossom, cremă de mâini cu osmantus și cremă de mâini cu unt de shea. Toate îmbogățite cu unt de shea, și spune că hidratează, hrănește mâinile, că ar avea arome de iarbă proaspătă, caisă, catifelată și note lemnoase, cel cu osmantus. Iar cealaltă cu doar unt de shea ar fi cu amestec de migdale, miere și ulei de nucă de cocos pentru o hidratare mai intensă. Deci,
Haideți să-l luăm pe rând. În primul rând, acesta este cel crema de mâini cu Cherry Blossom, la fel, tot 10 ml. Această trusă, cât a dat? A costat? A fost 35 de lei, cred că, această. Nu știu ce am făcut. Așa pare. 35 de lei. Nu știu dacă asta este. Nu. Trusă. Trio mâini. A, nu. Da, 35 de lei a costat și avem așa. Crema de mâini în blasăm. Spune că are o testură non-grasă, ce conține unde șia, conferă mâinilor catifelare și prospețime și protecție, îmbogățită cu extract de cireș din Luberon, Provins, lasă pielea învăluită într-un parfum delicat și fructat. Da, mă rog, o mai am pe aceasta, dar e ok. Apoi avem ăsta cu osmantus, care v-am zis eu, tot așa, îmbogățită cu unde șia, această cremă hidratează și hrănește mâinile. Și ce mai avem aici? Cealaltă, a treia, care este tot așa cu unde șia, pe care o mai avem încă. Bun, avem foarte multe creme de mâini. Avem cu ce să ne dăm și un săculeț de ăsta pentru umiditate. Și la această comandă, deși mă așteptam să vină 5 produse gratuite, parcă așa înțelesesem eu că oferă 5 produse, am găsit doar această cremă lejeră, n-am mai găsit 5 produse, o cremă confort lejer, așa se cheamă, cremă, crem, confort lejer, vizaj, da, light comforting face cream. Mă rog, el arată foarte bine așa ca ambalaj, sunt toate din metal, așa, dar... V-am zis, și acesta are un recipient foarte mic, cât este 8 ml, adică aproape cât costă, cât este crema de mâini. Apoi, tot așa adițional, am primit și acest pliculeț, care cred eu că este un gel de duș sau ceva similar. Nu știu ce poate să fie. Ia să vedem ce avem aici. A, nu, da, uitați, ziceam eu că ne dau încă câteva sample-uri. Și uitați-le aici, deci sample-urile există, acelea 5 pe care le așteptam eu și uitați-le sunt în, era un pliculeț. Deci uite că s-au ținut de cuvânt, dar erau atât de mici încât nici nu ne dădeam seama că sunt, pentru că erau puse în acest pliculeț cu sample. Deci îmi retrag, chiar am memorie bună, iată că într-adevăr 5 sample-uri sunt aici și sunt acestea în... formatul acesta de pliculeț insesizabil, pentru acest motiv nu le-am depistat că erau în acest pliculeț. Bun, mergem mai departe cu o altă punguță din aceasta sau trusă din care știți să-mi aduce aminte săculețul acesta sau porfardosta de săculeții aceia pe care îi purtam la grădiniță când eram mici. E cam aceeași pânză. Știți că se făceau niște săculeți, uitați, așa, genul ăsta. Bine, nu erau colorați, erau doar alb, prin mai mare. E cam aceeași pânză, e de săculeți din acela care se purta la grădiniță și toată lumea avea cam același săculeț. Nu existau genți sau rucsacuri sau nu știu ce, nu? Domne, atunci era cu săculețul, săculețul de grădiniță. Aceasta este, ce este? Cred că aceasta este trusa de Migdale Summer, da, pentru că este un pic mai scumpă și aceasta a costat 60 de lei. Și haideți să vedem ce avem. Avem un shower gel de 50 de ml cu shower gel din acesta, care cred că cu migdale, evident. Da, arată bine, așa, nu știu cum miroase, că v-am zis. Îmi plac recipientele, sunt foarte drăguțe, dar repet, too expensive. Un lapte de corb la fel, 50 de ml, tot cu migdale. După care ce mai avem aici? Un șampon.
tot așa cu migdale, la fel, nici nu zici că e vreo diferență între gelul de duș și șampon, arată cam la fel, doar eticheta diferă. Și apoi ce mai avem aici, ce mai avem? Un ulei de corp, spun ei suplu. Un ulei de corp, tot așa cu migdale. Deci cam acestea au fost produsele din prima comandă. S-a mișcat și camera, în fine. Deci uitați-vă ce sistem cu acest L'Occitane aici, foarte drăguț. Nu știu dacă mai comand ceva vreodată la ei. Haideți să mergem mai departe, să vă arăt exact ce am mai cumpărat. Pentru că după ce am făcut această mirifică comandă, am sesizat, după ce am terminat comanda, că exista și un catalog. Și catalogul, să vă spun sincer, era mai eficient decât aceste produse, dar asta e deja făcuse în comanda și nu mai puteam să o anulez. Și catalogul e mult mai ofertant, o să vi-l arăt imediat. Da, deci acesta este catalogul cu diverse produse. Cred că avem 24. E un pic prăfuit acest catalog. Probabil că stă de vreo 2 ani prin depozit. Pentru că acesta este un advent calendar care a apărut în anul 2021 și l-au pus acum la vânzare. Eu nu înțeleg de ce nu l-au pus anul trecut, în 2022, la vânzare și l-au pus acum. În fine, ideea este că acest catalog este produs în 2021 și conține evident 25 de produse, din ce observ aici. Sper că nu mă înșel. 4 sau poate că au mai puține produse. A, nu, 24. Deci 24 de produse. Da. Și acesta a costat în jur de 150 de lei. Ideea este că acest calendar mi se pare mult mai rezonabil la preț decât ceea ce am cumpărat eu. Adică trebuia să fiu mai inspirată să mă fi oprit să fi cumpărat doar acest calendar, nu și restul, pentru că oricum o parte din produsele pe care le-am cumpărat o să le regăsesc și în acest calendar. Și chiar mi se pare mult mai rezonabil calendarul cu aceste 25 de produse. Să sperăm că nu sunt expirate, că v-am zis, sunt din 2021. Și după cum observați, greutatea produselor este de mini size. Nu cred că e ceva care e, să zic așa, full size, pentru că văd aici creme 5 ml, șampoane 10 ml, după care, nu știu, iarăși o cremă de picioare de 10 ml, o cremă de mâini de 10 ml, deci acesta e ok, sunt mini size-uri, dar nu știu dacă, primul rând, nu cred că aș da pe el 400 de lei, cât spuneau ei pe site, sau 500 de lei, că mi se pare too much. Iar așa, la prețul pe care l-am dat, 100 și ceva, merge. Pe de altă parte, v-am zis, mie mi se pare extrem de scumpe aceste produse, adică în comparație cu alte branduri. Și nu cred că e, știți cum e, o experiență odată în viață, cam așa ceva cu acest. Îmi place ambalajul, chiar dacă este ușor prăfuit, pentru că nu l-au șters. Uitați-l, avem aici un praf. Bine, vă dați seama că el probabil că s-a deplasat prin toate depozitele. Cutia arată foarte bine, e foarte frumoasă, foarte simpatică, nu știu cum se desface. Trebuie să o desfac de aici, da, ia totuși să desfacem. Oricum o să le desfac, asta e clar, pentru că nu vreau să le țin în cutie, pentru că ocupă foarte mult spațiu și probabil că o să le pun în punguța aceea pe care ați văzut-o. Uitați-o cum arată. Deci cutia este superbă, superbă, superbă. Deci este foarte frumoasă cutia. Nici nu știu, cred că o mai țin un pic așa să mă bucur de ea, să zic așa, vai, uite, desfac aici. Sau o țin până la Crăciun, că nu cred că apuc să... Și la Crăciun o desfac, că și așa, dacă a stat 2 ani, poate să mai stea câteva luni și la mine, nu-i problemă. Da, și nu mai îmi cumpăr la Crăciun, adică o desfac la Crăciun, zic că mi-am cumpărat un advent calendar. Și cred că așa o să fac, o să o țin așa și o desfac la Crăciun,
ca să mă surprindă ce e în ea. Și o lăsăm așa închisă. Și o desfac la Crăciun. Dar să știți că așa ambalajul este foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Cam acestea au fost produsele. Să nu uităm să vedem și acest pliculeț. Pentru că eu am avut două comenzi diferite, atunci ei au crezut că sunt persoane diferite și evident la fiecare persoană a trimis acest plic. Și cred că mai era ceva. Stați că vă arăt că mai era o chestiune pe care nu v-am arătat-o. Deci avem aceleași produse pe care le-am văzut anterior. Mai mult sau mai puțin, am senzația că aici mai apar, avem mai multe, sunt șase. Stați puțin că avem 6 sample-uri aici, deci au mai pus ceva în plus la acesta, surprinzător. Și mai am ceva, 2 secunde. Așa, și mai avem aici o apă micelară mini, care are 30 de mililitri și care a venit la acest pachet. Deci cu pachetul acesta de 24 de produse de advent calendar, am primit aceste monstre, 6 la număr, plus această sticluță. Iar celelalte le-ați văzut, au venit și ele tot așa cu niște sample-uri. Da, deci mi-am făcut moftul. Chiar la un moment dat mă gândeam că ce-ar fi să deschid vara un calendar sau să cumpăr un calendar vara și să nu-l cumpăr iarna, să zicem. Și iată că, știți cum se zice, ai grijă ce-ți dorești că se îndeplinește și ca atare... Iată-mă că mi-am cumpărat un calendar la reducere. Bine, el săracul e din urmă cu 2021 a apărut. L-am cumpărat acum și mi s-a părut foarte funny că ceea ce mi-am dorit s-a și îndeplinit. Bine, eu îmi doream ca firmele să scoată calendare advente numai iarna, de genul acesta advent numai iarna, să scoată și vara, să te bucuri și vara de 24 de produse, nu numai iarna. Adică de ce să ne gândim doar iarna la aceste calendare? Oricum, mi se par super interesante că pot să testez produse și mi se pare ok că într-adevăr ai o multitudine de produse și raportul calitate-preț este foarte bun. Și acest calendar, având în vedere că are 24 de produse, chiar mi se pare că merită în comparație cu ce am dat eu pe celelalte, care... Nu avem nici jumătate din cât este în acest calendar și costă mult mai mult. Deci mie mi se par inspirate aceste calendare, dar e drept că nu prea văd sensul să-ți cumperi tot timpul același calendar, pentru că la un moment dat o să ai niște stocuri de produse, așa că e bine să, nu știu, în anul ăsta să încerci un calendar de la Occitan, la anul să zicem un calendar de la Douglas sau de la Sephora, dar cumva să le schimbi un pic. Cam acestea au fost informațiile. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. În cazul în care doriți să dezvolt acest canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. Să știți că produsele nu sunt sponsorizate, nu sunt în parteneriat și de asemenea, dacă vă abonați la canalul meu, nu plătiți nimic. Este free of charge. Vă doresc o zi minunată!